Wow, deci da, un nou vlog. M-am gândit să fac un vlog pentru că mi se pare destul de ușor, nu am mai făcut unul de ceva vreme și astăzi am diverse chestii de făcut, cum ar fi puțină curățenie în sertarul meu de produse de beauty și skincare. Iar momentan o să-mi fac rutina de skincare, tocmai de aceea ne aflăm aici. În spatele foarte multe plătuțe, abia așteptam să le mut acolo. Am observat că au început să devină, nu pot să zic că mai verzi, un pic mai vesele, acum că a venit primăvara și au mai multă lumină. Am câteva care se simt foarte, foarte bine. Ok, o să încep eu să iau din produse din sertar și cred că va trebui să mă deplasez inclusiv până acolo. What the hell happened to the light? Cameră? Știi ceva? Știi cumva? Ok, continuăm chiar și așa. Da, o să folosesc cam 3-4 produse, cam așa. Nu știu ce să fac cu lumina asta și ce se întâmplă. De ce camera nu funcționează cum trebuie, în fine. Ok, până își revine camera. Am 4 produse pe care le folosesc în total. Am aici oglinda care nu mai are partea asta din spate, ceea ce e bine. O să pun undeva aici. Și să ne aranjăm tenul, zic. Cred că a venit curierul. Ok, avem un pachet de la Grădina Max care conține semințe pentru că nu am curaj să mai cumpăr de la ei plântuțe. Am comandat anul trecut și au fost cam decedate. S-au prins foarte puține, așa că semințele sunt cele mai sigure de comandat pentru că, hei, vin din altă parte și nu li se poate întâmpla nimic. Da, nu știu ce plantă avem aici, dar nu prea arată bine, după cum se vede. Cei de la Grădina Max sunt așa, cam ciufuți un pic, trebuie să recunosc. Ia uitați câte frunze moarte sunt pe această plântuță, ceea ce nu e ok. Adică dacă ați comandat din altă parte, ați vedea că plantele nu sunt puse așa, sunt foarte bine sigilate. De exemplu, cei de la Florăria Tria au foarte mare grijă la cum își trimit plantele. Eu nu am comandat pe asta. Eu am comandat flori. Avem aici busuioc ăsta, lămâiță? Nu știu. Este busuioc lămâios, acela este busuioc ceva cu gust mai spre scoțișoară. Ok. Aceia sunt fragi. Fragi? Okay. Da. Ăștia sunt ale mele, sunt celosia. Eu le-am comandat pe acestea pentru că îmi plac, le-am avut în grădină atunci când stăteam la bloc și îmi plăceau foarte mult. Și acestea sunt gălbenele, cred. Poți citi pe dosul plicului să știi că scrie. Da, gălbenele bonbon multicolor. Iar aceasta este, sunt niște stolon de căpșuni. Și chiar dacă au câteva frunze uscate, atâta timp cât văd verde pe ele, am încredere că o să prindă, așa cam așa arătau și cei pe care l-am mai primit, niște căpșuni urcători. Și tot au răsărit până la urmă, așa că am toată speranța. Aici nu știu ce, dar acela este un merișor, din câte țin eu minte. Da, merișor Stevens. Whatever. Care nu o să crească mult mai mare decât este în cutia asta în momentul de față, dar sper să rămână asta în viață. Da. Pe ansamblu nu vă recomand să comandați de la Grădina Max decât semințe, care oricum sunt de la alți producători, nu de la aici. Doar că am o mică problemă aici. Îți lipsește ceva? Da. Începusem acest vlog, dar a venit curierul și a trebuit să mă duc să iau produsele. Ok, nu prea știu cum să stau ca să mă vedeți mai bine. Ia să încercăm așa. Cred că așa o să se vadă mult mai bine. Așa. Mă dau cu puțin dezinfectant, cu toate că am avut mânuși și am șters toate produsele pe care le-am primit de la Grădina Max and everything. Apropo de asta, nu au venit
tot ce, nu a sosit tot ce mi-am comandat. Da. Cei de la Grădina Max de regulă fac prostii din astea. Am pierdut cordeluța. A trebuit să improvizez și să iau alta. Eu nu prea comand. Prietena mea, în schimb, comandă. Nu s-a învățat minte. Nu au venit toate produsele, evident. Iar anul trecut, atunci când am făcut comandă, o mulțime de produse care erau deja crescute cu pământ, au venit cu rădăcinile uscate sau ele în sine uscate și nu s-au prins. Multe dintre ele cât am comandat și eu una nu mai comand de acolo. Nu mai vreau să mai fac lucrul acesta, mi se par că au acea lipsă de profesionalism tipică unor firme care profită de faptul că unii oameni au nevoie de niște lucruri. Inițial te sună, dar mai apoi când intervin anumite schimbări, nu te mai sună de teamă să nu anulezi comanda. Și folosesc Coxians pentru piele sensibilă, apă termală, iar apoi o să folosesc niacinamide de la The Ordinary. Am o rutină destul de simplă, o rutină de skincare destul de simplă, cred că sunt pe ansamblu 4 produse pe care le folosesc. Așa, revenind la Grădina Max, eu nu mai vreau să mai comand de la ei. Comandase ceva semințe și nu au venit și eu mai comandasem ceva, care evident că nici acelea nu au venit, dar o să le găsesc în altă parte, probabil pe eMAG. Și o să încerc să le iau, pentru că nu mi se pare ok să faci lucrul acesta. Adică suni omul și îi spui, vezi că nu avem chestia asta, asta și asta și poate vrei să-ți adăugăm altceva în comandă. Adică, zic, așa ar fi profi și normal. Dar oamenii au zis că ei nu se mai chinuie să mai ia legătura cu clientul și trimit ceau. În fine, nu mai stăm să mai discutăm despre chestii din astea, pentru că nu merită foarte multă atenție. Eu știam lucrul acesta de pe grupurile de grădinărit, sunt în câteva grupuri pe Facebook și peste tot pe acolo acești oameni au fost lăudați cu ghilimele, cei de la Grădina Max. Toată lumea spune să ne ferim de ei, ceea ce eu am făcut. Eu nu am mai cumpărat de la ei, în schimb, anul trecut am cumpărat de la Florăria Trias. Apropo, folosesc de la The Ordinary, este ulei din semințe de porumb, care arată așa. Iar mai înainte am folosit niacinamide. Da, de la Florăria Trias am comandat anul trecut, foarte multe plante de apartament sau, mă rog, plante în ghiveci și toate dintre ele pot să spun că au venit super bine împachetate. Toate au fost prinse bine între ele ca să nu se verse pământul, ca nicio plantă să nu fie lovită sau rănită în timpul transportului, deci cum să zic, jos pălăria pentru oamenii, jos pălăria. Deci când am văzut cât de frumos le-au ambalat și atenția lor la detalii a fost wow. Deci Florăria Trias chiar vă recomand, chiar vă recomand. Oamenii aceia chiar au pasiune pentru așa ceva și se vede. Nu e doar o simplă afacere ca să facă niște bani. Nu, se observă diferența între cele două și dacă ar fi avut și semințe de care căutam eu, anul acesta am observat că este un pic mai sărăcăcios site-ul și nu am găsit ce aveam nevoie la ei pe site, din păcate. Folosesc Facial Moisturizing Lotion de la CeraVe. Da, cum ziceam, nu am mai găsit ce aveam nevoie pe site-ul de la Florăria Trias, pentru că altfel mi-aș fi comandat fără doar și poate, cu siguranță, 100%, dar asta e. Maybe next time.
și pun cam așa, adică un fel de boabă din aceea de păstaie de fasole sau, mă rog, un almond size. Cam așa și dau pe față și pe gât. Dacă purtam ceva mai decoltat, îmi dădeam și pe decolteu, dar momentan nu se pune problema. Am uitat să-mi iau un balsam de buze și să folosesc ceva pentru zona ochilor, dar o să rezolv imediat lucrul acesta. Și cum vă ziceam, astăzi o să facem curățenie în sertarul meu de produse de beauty și produse de îngrijire a pielii. Nu mai știu ce voiam să fac. În fine, să-mi dau asta jos pentru că nu mai este nevoie de ea, să-mi aranjez un pic părul. Da, iar semințele pe care le-am luat încă nu am curat să le plantez, cu toate că vremea e ok momentan, dar încă nu mă încred în primăvara aceasta, încă mi se pare așa o primăvară care are ea chef să te cam păcălească un pic și nu prea am încredere în ea, așa că o să mai aștept, cred că până pe la mijlocul lui aprilie, către final de aprilie, să încep să plantez din florile pe care le am. Momentan ce am luat eu de la Grădina Max au fost semințe, pentru că acelea vin de la alți producători, nu sunt ale lor. Sunt ambalate, sunt semințe de gălbenele și semințe de celosia. Este o floare mică, mă rog, mică. Este o floare roșie superbă de grădină și o să pun aici pe undeva un desen pe care l-am făcut în trecut, care m-a inspirat atunci când am admirat aceste flori. Să-mi caut pentru buze ceva și pentru ochi. Gata, am găsit. Pentru ochi o să folosesc acest roll-on de la Balea, care costă în jur de 12 lei, în fine, nu foarte mult. Îmi place să-l folosesc pe timpul zilei pentru că are aici în față o bilă, cred că o vedeți, și îți dă acea senzație răcoritoare, refreshing și mie îmi place mult de tot. Aveau și cei de la Isroșe un produs asemănător, dar l-au schimbat și nu mai mi-a plăcut. Și pentru buze, evident, lip balm de la Vichy. Este un replumping lip balm, mă rog, este super ok. Mie îmi place foarte mult, l-am folosit și îl folosesc în continuare. Însă, trebuie să recunosc că nimic nu se compară cu vitamina E. Aceea o folosesc seara, pentru că o combin cu crema mea de la La Roche-Posay și atunci o folosesc, atunci când pun o picătură de vitamina E și o amestec cu cremă, iau surplusul de pe margine și îmi pun pe buze repede și pot să spun că nu am mai avut probleme cu buzele, nu am mai avut buzele crăpate sau nimic de genul acela. Crema pe care o folosesc eu de la CeraVe are și protecție UV, acum nu știu cât, SPF 25 scrie pe ea, ceea ce este foarte bine pentru că mai ies câteodată afară, mai ies până în grădină, nu stau foarte mult pentru că oricum e destul de răcoare încă, dar mai adun câte o rufă, mai admir câte o floare și mă fâță-i de afară un pic ca să mă iau și eu aer. Și da, am nevoie de SPF. Cam atât momentan și ne vedem cu sertarul și cu toată camera pentru că am de gând să fac curat peste tot. Mă rog, peste tot. Să dau un pic cu mătura prin cameră și să aranjez din chestii de pe jos. E o foaie pe jos, este un pai de la pisicile mele. Și da, ne vedem.
Așa arată biroul și biblioteca și plantele. Le-am schimbat un pic locul, cele care erau acolo. Am pus o parte din ele aici, și anume acea monstera. Monstera Monkey Leaf, așa îi zice, și am aranjat un pic și aici cărțile și camerele, foto și tot ce trebuia. Am mai răsfirat un pic pentru că mi se părea mult prea aglomerată zona asta. Și acum parcă e un pic mai ok, mai plăcut. Da, cam așa arată tot ce am făcut ieri. Și astăzi o să luăm o pauză și o să ne relaxăm puțin. După cum vedeți, bunia o se relaxează deja, Mimi la fel. Așa că o să fac și eu același lucru. Da, nu știu de ce a murit bateria într-un timp. În fine, scoatem și pensulele, pe care oricum o să le pun la loc, la fel cum sunt acum. Avem un produs pentru buze aici, care nu vreau să stea. Din nou, foarte multe pensule și una rătăcită, un elastic de păr, produse de skincare. Oh, nu mai știu pe unde am șervețelele ca să șterg aici. Rimel, foarte multe rimeluri. Paletele mele și MAC Fix Plus Matte. Da, Mimi, nu poți să lipsești tu, Mimi. Aici am fonduri de ten, farduri, concealere, primer pentru farduri, pentru față, mă rog. Nu fete, păr evident, și alte palete care încap în zona aceasta, printre care și paleta mea de la Wet n Wild, care îmi place foarte mult. Alte rujuri pe care ar trebui să le curăț, să le mai iau încă o dată la curățat, pentru că, ca sigur, unele trebuie aruncate, o cutiuță din această goală. O Mimi, care vrea și ea să se bage aici. Diverse chestii, plasturi din aceea pentru atunci când te bați încălțămintea, genuțe din acelea fir cu fir, lipici pentru genuțele acelea, o ascuțitoare, niște săruri de la Alverde pentru baie, pe care eu le folosesc atunci când am chef să-mi fac așa o manicură din aceea cu răsfăț, cu picioarele în lighean, cu creioane pentru ochi, foarte multe creioane pentru ochi, măștile mele de la Garnier și diverse alte măști și sample-uri și o apă bifazică micuță de la Garnier și acel roller pentru față. Okay. Aceste măști de la Revuel o să le pun deoparte pentru că trebuie să ajung în baie. Sunt chestiuțe din acelea de pus pe nas, nose strips. Am de două feluri, nu știu dacă o să le mai țin aici, s-ar putea să le duc și pe acestea în baie. Și ar cam trebui să găsesc niște șervețele umede să șterg aici. Revin imediat. Am găsit șervețelele și acum o să pun de desecat, ștergem un pic, pentru că nu este chiar foarte murdar, dar sunt fire de păr înăuntru și nu prea-mi place, pentru că, hei, Mimzi, și eu, trebuie să recunosc că nu doar mățele mele nu pârlesc, ci și eu mai ne pârlesc câteodată și mai las fire de păr peste tot. Așa că este nevoie de un pic de curățenie. Oricum, la cosmetici am mai făcut curățenie luna trecută. Așa că sunt relativ puține. Însă cred că este nevoie așa încă un pic.
ca să rămână fix ce am eu nevoie și să fie fix cum îmi place mie, să nu am un sertar de cosmetice și de produse de skincare cu toate lucrurile de care am nevoie și să nu fie plin, să nu fie doldura, să fie foarte, foarte puțin, strictul necesar cum ar veni, pentru că nu am nevoie de mai mult de atât. Sincer să fiu, nu sunt make-up artist, mă machiez și mă fardez relativ răuț la evenimente sau la ocazii speciale sau când filmez, de exemplu, așa că nu am nevoie de foarte multe palete. Sunt la început și nu cred că este ok, mai ales la început, să investești foarte mulți bani în palete foarte, foarte scumpe. Tocmai de aceea mi le-am comandat pe cele de la Makeup Revolution. Da, Mimi? Mimi vrea să verifice calitatea lucrului meu. Ok. Păi să vedem, o să încep să le pun, având în vedere că biroul meu este în partea asta, mă rog, birou, măsuța de machiaj, o să le pun cum erau ele de partea cealaltă și o să încep cu fondul de ten, paletele și celelalte farduri și o să iau din nou la rând fardurile să mă gândesc ce păstrez, cu toate că le-am mai luat odată la rând și cred că o să păstrez tot ce este aici, pentru că ele sunt relativ noi, le-am primit anul trecut, în special acestea de la Art Deco. Însă o să le scot un pic de aici ca să mai șterg o dată, să mă asigur că e totul ok, pentru că îmi place să fie foarte, foarte curat. Mimi, ai văzut șervețelele? Okay. Dacă știam, făceam treaba asta jos acolo și nu le mai puneam înăuntru, dar e ok. Îmi place să le țin foarte bine aici, în special pensulele, pentru că nu suport, Mimi s-a lipit de mine, nu suport să stea pensulele afară, să știu că nu doar produsul se găsește pe ele, pentru că uneori chiar nu am chef să le șterg în momentul în care le folosesc și stau cu gândul că pe ele se pune inclusiv praful. Și mă cam enervează gândul acesta, așa că, da, prefer să le țin în sertar. Și se pare că Mimi este de acord cu mine. Mimi, zi, nu te așeza pe chestiile astea. Mimi, zi, eu cum ai văd dacă tu te pui la mine în pat? Nu? Vezi ce faci? Mai că-ți plovorul. De ce ești tu mimozel mic și rău, mimozel? Așa te-am crescut eu, să fiu un mimozel mic și rău. Când vine vorba de fonduri de ten, am așa Revlon Colorstay, care pentru mine este cumva așa și așa. Cumva mă forțez să-l folosesc, nu pot să spun că îmi place foarte mult, dar acum că l-am luat, mă rog, l-am luat anul trecut, cred că da, nu îmi place pentru că mi-intră în pori, nu este chiar cel mai bun, dar îmi place foarte mult nuanța lui, este o nuanță deschisă care mi scoate în evidență tenul și mi uniformizează foarte bine nuanța tenului. Însă mă cam deranjează faptul că după aplicare el, da, este pentru pielea, pentru tenul mixt și gras și într-adevăr devine mat, dar are acel aspect de pudrat oribil care mie nu-mi place foarte mult. Nu știu ce să-i fac, momentan mă chinui cu el și îl folosesc doar atunci când filmez pentru că nu prea se observă pe cameră aceste neajunsuri ale lui, să zic așa. În schimb, îmi place foarte mult Bourjois Healthy Mix, care rămâne aici. Un alt fond de ten ok este acesta de la Alverde Mineral Makeup, pe care l-am de anul trecut. Bioderma Photoderm Are, care îmi place mult de tot, care rămâne și el aici. Și
Figaro Vital Plant CC Cream, care este my absolute favorite, care nu cred că îmi va lipsi niciodată. O să plece de aici Brow This Way de la Rimmel, pentru că deja cred că a expirat, nu mai este bun și are o consistență din aceea gelatinoasă oribilă, dar nimic, nu pot să ți-l dau ție pentru că a expirat deja. Rămâne Wonder Eye Metallic Liner de la Miss Sporty, care îmi place mult de tot, și încă un liner de la Makeup Factory, pe care o să le pun aici lângă fondurile de ten, pentru că nu am alt spațiu pentru ele. Ce mai avem pe aici? Avem un concealer de la Alverde, care îmi place foarte mult. Are o acoperire medie spre mare și, cel puțin pentru mine, este unul dintre favorite. Iar aici mai avem ceva tot de la Alverde. Nu știu ce este. Ah, cred că este un liner pe care l-am deschis eu în mod greșit. Da, și acesta rămâne pentru că îmi place foarte mult. Este un negru destul de intens. Da, cam asta este în acest sertar, să vedem mai departe. Nu știu ce să fac, dacă să mă despart de acesta de la Maybelline Instant Anti-Age Eraser, pentru mine nu a fost nuanța potrivită, este mult prea portocalie și nu știu dacă se observă și nu îmi place deloc. Nu prea m-am atins de el, cred că din păcate ne despărțim. Pentru că este o nuanță mult prea închisă pentru mine, nu mi se potrivește, nu l-am folosit, l-am cred că de un an și ceva, dacă nu mai bine, și nu l-am folosit. În schimb am folosit foarte mult paleta aceasta de la Catrice, îmi place mult de tot, încă o aici. Rămâne acest primer de la Benefit Professional, trebuie să mă chinui să-l termin, cu toate că nu este favoritul meu. Mult mai bun, spre exemplu, este acesta super ieftin de la Revuel, care este și matifiant. Este un cream concealer pentru pielea, nu știu de ce vreau să zic tot timpul pielea, pentru tenul mix sau gras. De la Alverde, ceva foarte simplu și luminos. Este tot așa un fel de primer. Avem aici de la Miss Lean o pudră teracotta cu SPF 20, care este super naturală, super ușoară. În loc de bronzer eu asta folosesc, pentru că este și un pic mai închisă față de nuanța mea și mi se pare că, nu știu, are acel ceva care îi acordă tenului și este mult mai frumoasă. Și de la Essence am un blush mat, nuanța Berry Me Up 20. Ok. Și desigur paleta de concealer de la Catrice. Și pe mine aici, care nu ne lasă deloc în pace. Aici avem paleta de la Wet n Wild, de care nu mă despart pentru că este favorita mea. Mai am de la Makeup Factory o paletă pe care am primit-o iarna aceasta și care are niște nuanțe super frumoase. Sper că se observă până acolo. Este un mauve, un cărămiziu, o nuanță de șampanie. Asta chiar poate fi folosită drept iluminator, că nu mai venea minte ideea. Stați așa să vă arăt. Nu știu dacă se va observa foarte bine, habar n-am dacă se vede până acolo. În fine, nuanța aceasta de... trebuia să-mi bag degetelele în ea. Nuanța aceasta de șampanie și apoi mai este o nuanță de gold, așa, de auriu. Și nu găsesc nimica pentru ea. Am găsit-o, am reușit. Ok, punem la loc. O aranjăm aici. Să aranjăm și restul chestiilor. Mai avem aici de la Wycon, din toamna anului trecut, din Bologna. Este o paletă ok și nu pot să zic că este printre cele mai faine palete pe care le-am întâlnit eu, dar e o paletă ok, îmi place destul de mult.
vreau să folosesc mai des, evident. Și paleta mea cu 10 lei de la Ruby Rose, care este, cum să zic, am fost și am recumpărat-o pentru că este paleta mea de suflet, cum ar veni. Eu cu aceasta mă fardeam în liceu și în facultate. Deci nu are cum să lipsească din colecția mea de produse de make-up și mai ștergem o dată pe aici. În continuare o să pun următoarele palete. Fonta aceasta de la In the Balm of Your Hand. Nu știu dacă vi le-am prezentat înainte sau dacă v-am zis ceva de ele. Good Day Sydney de la Essence. Ce mai am aici? Am paleta de la Sleek. O paletă de la Sleek care îmi place foarte mult pentru că are niște nuanțe din acestea foarte, foarte vesele. Sunt super colorate. Îmi place mult de tot. Mai avem o paletă pe care am primit-o anul trecut de la, de la Maybelline, de la o prietenă, Veronica, o să vă las link către canalul ei de YouTube, pentru că face foarte niște chestii foarte faine, albume scrapbooking, care sunt super interesante și trebuie să le vedeți. Și de la ea am primit această paletă de la Maybelline, The Blush Nudes, și care are nuanțe foarte, foarte faine. Cel mai mult îmi place acel roz prăfos, care evident se observă că este cel mai iubit din toată paleta, dar aș vrea să folosesc din ce în ce mai des paleta aceasta. Pe toate aș vrea să le folosesc mai des. Ok, și aici avem 3 palete de la Makeup Revolution, care sunt super faine, super pigmentate. Aceasta este Iconic Division, Deep Dive și Marvelous Matte. Sunt nuanțe destul de diferite. Avem nuanțe simple, naturale și nuanțe și mai deschise și mai colorate. Depinde de ce vă doriți. Eu mi-am luat în funcție de ce căutam eu. De nuanțele care îmi plac mie și consider că mi se potrivesc. Și cum vă ziceam, de la MAC am Fix Plus Matte, care este foarte bun și îl recomand, toate că atunci când mă dau cu el pe ten are un miros destul de dubioșel, trebuie să recunosc. Ok, o să pun pensulele în spate aici pentru că sunt primele către care întind mâna și de care am nevoie și cum ar fi pensulele. Iar produsele de beauty o să urmeze. Mimi aici nu ne lasă deloc în pace. Cerșește atenție. Ok, creioanele de ochi, o să le punem și pe ele aici. Să vedem ce mai avem. Rimel. Mai avem și creioane de buze. În acestea nu cred că mai este nevoie să umblu pentru că doar ce am făcut curățenie, tot ce am păstrat au fost produse pe care le folosesc și produse care sunt destul de noi. Spre exemplu, am Clamp Defy de la Max Factor. Este rimelul meu preferat pentru că este un rimel foarte, foarte natural. Nu ți încarcă genele, ți le ondulează cât de cât. Sigur că te poți folosi și de ondulator ca să le evidențiezi mai mult. De la Too Faced am Better Than Sex, varianta mini. Am foarte multe tipuri de rimel colorat de la Malouise. Am verde, am mov și alb, care mi s-a părut foarte interesant. Acum măcar că am trebuit să curăț eu locul unde au stat ele. De la Essence am What The Fake, Melchior, da, Melchior Blue și tot de la Essence Lash Princess, care îmi place foarte mult. Și o să le dau eu la o parte ca să pot să curăț acolo. Am făcut un pic de loc aici, în partea aceasta, ca să pot să adaug acolo produsele de skincare. Cicaplastul de la La Roche-Posay este ceva ce folosesc destul de des.
Mai în spate o să pun produsele pe care în momentan nu le folosesc, cum este vitamina C, aceasta de la Detox. Nu o folosesc momentan. Bioderma, Fotoderma Max cu SPF 50, pe acest alt pun pentru că încă îl mai am pe acesta care este încă ok. CeraVe cremă hidratantă este aceea care o folosesc eu, pe aceasta o folosesc seara, pe aceasta o folosesc în rutina de dimineață. Ok, de la Revox avem acidul hialuronic care îl pun mai în spate pentru că nu-l folosesc tot timpul. Coenzima Q10 o folosesc destul de des, așa că vine acolo. Acidul mandelic cred că ar trebui să-l pun din nou un pic mai în spate pentru că nu este ceva ce folosesc des. Aici avem ulei de semințe de porumb și aici avem niacinamidele, cred că am să pun tot ce am de la The Ordinary aici ca să nu le încurc și o să le păstrez pe acestea de la Revox aici. Și mai avem ceva ce aș putea adăuga în spate, dar nu știu dacă să fac lucrul acesta, mă mai gândesc, cred că o să le las așa momentan. Da. Rujuri mate, nu cred că o să arunc nimic de aici pentru că am mai făcut curățenie odată și am mai aruncat din ele. Am așa, de la Wet n Wild Liquid Cat Suit, acesta este Missy & Fierce, este o nuanță de roșu foarte faină, de la Boys & Berries All Day Matte, pe care, sincer să fiu, nu prea l-am folosit. Cred că iarna sau toamna l-am folosit foarte des. Pe acesta de la Maybelline, care atunci când îl pui pe buze, trebuie să-l frești rău de tot pentru că nu se mai ia. Clasicul de la Sephora, acesta este într-o nuanță de nude rozaliu. Mai am de la Sephora încă o nuanță de nude. Acesta este un nude maroniu, bej, așa. Aici avem de la Melchior Matte Stain, care este o nuanță de roz superbă. Și da, am ajuns să-mi pice. Rouge Edition Velvet de la Bourjois, care seamănă foarte mult cu nuanța aceasta de la Melchior, însă le-am de anul trecut și n-am de ce să le arunc, pentru că sunt bune și evident că lovesc totul pe aici. Acesta de la Melchior Alexia, care seamănă foarte, foarte mult cu ce am de la Sephora. Ai putea spune că sunt aceleași nuanțe, sigur nu se vede că este ambalajul aici, dar când te uiți la ele așa, este o diferență subtilă, subtilă de nuanță. Mai am aici Kiss Proof Matte Lipstick, nuanța Valentine's Rose. Este tot un roz așa, un roz mat, dar are mai mult roz în el. Și încă un liquid cat suit de la Wet n Wild, care îmi place foarte mult. După cum vedeți, am tendința să merg ori către nude, ori către nuanțe din astea închise, nimic în mijloc. Deci, da. That's me. Ok, să le aranjăm cum putem noi mai bine. Undeva pe aici, dacă se poate. Dacă reușim, vedem unde le punem. Ar fi bine să stea pe aici, ca să pot să ajung la ele. Pentru că îmi plac destul de mult rujurile mate. Îmi plac un picuț mai mult, trebuie să recunosc, spre deosebire de rujurile hidratante, pentru că îmi rezistă mai mult pe buze. Că tot vine vorba de rujuri hidratante, apropo, aici mai am un ruj din acesta mat de la Melchior, care aș încerca să-l pun aici, dar nu mai intră, așa că l-am mutat printre acestea. Aici am de la BU Catwalk Volume Gloss, aici am gloss-uri mai mult. Mai am un gloss de la Art Deco cu finish, da, văd că mi-e licăre bateria, așa că dacă o să ne întrerupem, să știți că o să moară camera. Pe repede înainte, încă un gloss de la Essence și încă un gloss de la Essence. Un gloss de la Melchior, super fain. Un gloss de la
rimel, dar nu știu dacă o să-l păstrez. Un gloss foarte fain de la Art Deco, care îmi place mult. Câteva lip butter de la Sien și acesta de la Melchior, care vă ziceam eu că nu mai încape aici. Și toate astea, să vedem ce păstrăm și ce lăsăm deoparte. Acesta mi se pare că miroase un pic dubioșel, dar îmi place mult, mult de tot. Da, cred că e încă ok, adică l-am luat anul trecut. Nici măcar nu, l-am luat anul trecut în iarnă tocmai, nici măcar nu a făcut un an săracul. Iar acum o să ne ocupăm de rujurile acestea hidratante, pentru că n-aș vrea să le mai păstrez pe toate. Aș vrea să scap de câteva din ele și încerc să mă hotărăsc care pleacă și care rămân. Dar nu știu cât o să mă țină bateria, așa că îi prei. Un mod în care îmi dau seama dacă pleacă sau dacă rămân este să le miros, să văd dacă miroase bine. Acesta este de la Essence, încă e ok. Acesta este de la Art Deco, cred, și este o nuanță de nude superbă și... Nu, este de la Biu, o nuanță de nude superbă și rămâne. Acesta de la Sephora este favoritul meu, l-am luat anul trecut și evident că rămâne. De la Ycon rămâne, este o nuanță bestială de roșu care nici nu a apucat să fie folosit, rămâne. Nuanța mea favorită de la Art Deco și a privit cât de strălucitor este rujul acesta, este superb, absolut superb. Ok, rămâne tot de la Art Deco, rujul meu favorit, deci miroase fenomenal. Nu știu să descriu mirosul, dar este printre favoritele mele. O să-l caut să recumpăr, pentru că nu se poate așa ceva, este un ruj absolut minunat. Va trebui să-l caut. Da, nu știu dacă să-l mai păstrez pe acesta, cu toate că este încă ok. Acesta de la Maybelline, o nuanță super faină de mauve. Și încă miroase foarte bine și miroase dulce, așa că rămâne. De la Gerovital Beauty, o nuanță de roșu pe care am luat-o anul trecut, rămâne. Da, ia să vedem. De la Miss Lean, este o nuanță pe care am... Este un ruj pe care l-am primit anul trecut, o nuanță frumușică de roz, rămâne. Dar cred că v-am zis că am făcut ordine printre ele și le-am păstrat pe cele care trebuiau și erau ok. O nuanță de maroniu. Nu știu cât de mult mi se potrivesc mie, dar o păstrez. Aceasta este o nuanță superbă de nude, care rămâne pentru că este printre favoritele mele. Nu mă pot despărți, deci rujurile nude pentru mine sunt vitale. O nuanță de cărămiziu de la Art Deco, care încă miroase bine și îmi place foarte, foarte mult. Și pătățel vrea să latre. Nuanța aceasta de la Pharmacy, nu știu ce să zic. Este o nuanță destul de închisă, nu mai am ceva asemănător, tocmai de aceea și păstrez. Este un fel de vișiniu închis, așa, o nuanță a vinului roșu. De la Kate, de la Rimmel London, o nuanță de nude again. Am foarte multe rujuri nude, dar nu mă despart de ele. Și evident de la Avon, acesta, preferatul meu, Pout, de la Avon. Colorish, cred că îi zice, care rămâne, da. Deci toate rujurile acestea, și MAC Velvet Teddy, în variantă mini. Deci, da, toate acestea rămân, evident, pentru că deja am făcut curățenie la ele, din câte se pare. Trebuie să le aranjez acum. În schimb, mai am aici câteva produse. De la Pelamar am un gel de ochi, de la Balea, tot așa un roll-on pentru ochi, și de la Revuel un contour gel filler pentru ochi, acestea rămân. Lip balm-ul meu de la Vichy rămâne, vitamina E evident rămâne,
De la Naturshon din DM, cremă pentru ochi cu măsline sau ulei de măsline rămâne. Citaperul de la Dr. Jart rămâne și ne luăm adio de la chestia asta de la Bielenda, un serum cu vitamina C, ceva acid azelaic și derivate și de pantenol care mai vreau să mai folosesc așa ceva și niște pensete pe aici rătăcite, săracele de ele. Și cam atât ar fi. Încerc să le găsesc spațiu cumva, să le fac spațiu pe aici. Da. Cu siguranță o să se termine bateria și vă zic de acum că ne vedem ziua următoare sau astăzi mai târziu după ce reușesc să încarc bateria. Până atunci o să văd cum fac pe aici loc să pot să pun și restul chestiilor. Așa, Mimi, avem nevoie de spațiu și... da, sper că vă place acest vlog până acum. O să fac încheierea pentru că îmi pun această mască șervețel de la Garnier. Pisicii mei, în caz că auziți pisici plângând, sunt pisicii mei. Motănei care nu sunt castrați. Ce vreau să vă zic este că nu mă așteptam să fie un vlog atât de lung, totuși are peste jumătate de oră, dar nu știu, sper să vă placă, sper să-l urmăriți cu drag. Dacă sunteți noi pe acest canal, sper să vă abonați. Momentan vreau să-mi pun masca șervețel de la Garnier. Mai întâi să-mi aranjez părul, cu toate că ar trebui să-l prind, cred că ar fi mult mai inteligent așa. Să-mi iau de pe aici un elastic. Pentru că va trebui să stau un timp de vreme cu ea și acea cordeluță pentru păr. Toate că nu e o idee rea, parcă mai degrabă în momentul în care prind părul cu elastic, parcă o schimbă un pic și forma, dar cu cordeluța zic că ar fi mai ok. Așa că o să folosim cordeluța de data aceasta. Pun oglinda aici în față. De regulă masca șervețel o folosesc la baie, nu aici, dar am zis să fac o excepție. Și da, cam acesta este tot vlogul. Sper că v-a plăcut, sper că ați considerat interesante produsele pe care vi le-am prezentat atunci când am făcut mica mea curățenie în sertarul meu de produse beauty. Și da, ne vedem data viitoare, vă arăt la final masca, dar zic să-mi iau la revedere de la voi și eu vă pup, aveți grijă de voi, stați în casă, faceți lucruri care vă plac și cam asta am de zis. Vă pup cu drag și vă îmbrăcișez, aveți grijă de voi. Da, Mimzi, să mă lași pe mine că mă concentrez, Mimzi. Cred că mă văd mai bine acolo. Holy shit! Îmi place cum arăt. Surprisingly!